Delegația din Timiș a votat în unanimitate împotriva alianței electorale cu PSD la Consiliul Național Extraordinar al PNL, convocat duminică seara. Toți cei 21 de delegați ai județului Timiș au votat împotriva acestei alianțe pe care liberalii timișeni o consideră nefirească. Am fost de acord cu toții să ne opunem acestei decizii care este împotriva opțiunilor locuitorilor din Timișoara și județul Timiș. Noi dorim să câștigăm alegerile corect și cinstit prin noi înșine. Am justificat acest vot împotrivă, spunând că nu e normal ca într-un județ în care președintele Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale cu aproape 80% din voturi în turul 2 și într-un oraș ca Timișoara, în care candidații PSD la primărie obțin scoruri cu o singură cifră, să vină cineva de la București și să impună o alianță contra naturii. Aceasta nu este o decizie cu care noi să putem fi de acord. PNL este un partid în care încă mai avem dreptul la liberă exprimare și de aceea spunem clar și răspicat, nu PSD. Timișoara și Timișul sunt de dreapta și oamenii știu care este diferența între PNL și PSD. De aceea am votat împotrivă și de aceea vom merge în fața alegătorilor cu fruntea sus și sunt convins că opțiunile lor exprimate democratic ne vor da dreptate. Am spus tot timpul că politica se face la urne, nu în spatele ușilor închise, prin negocieri, târguri sau dictate, spune președintele PNL Timiș și vicepreședintele național al PNL, Alin Nica.